Zile la un depozit farmaceutic din Bucium. Doi muncitori de la Rajac au ajuns la spital după ce au lovit din greșeală un proiectil. Angajații regiei efectuau lucrări de branșare în zona Bucium. Au lovit cu unelte de un percutor dintr-un depozit de muniție. Lovitura a dus la explozia proiectilului. Un bărbat a rămas fără două degete, iar celălalt are multiple răni pe față. Explozia s-a produs în jurul orei 15 în zona depozitului farmaceutic din Bucium. Trei muncitori de la Rajac săpau un șanț pentru aducțiunea unei conducte de apă. Se pare că unul dintre ei a lovit un percutor de mână și astfel s-a produs explozia. În urma săpăturii au fost găsite și percutoare de mină, universale pentru mine. Noi am verificat zona cât s-a putut seara asta. Am găsit încă 41 de asemenea percutoare, urmând mâine să continuăm la prima oră când se luminează, să continuăm să asanăm întreaga zonă. După părerea mea, au fost șocate. O asemenea muniție, doar dacă o șochez, poate să explodeze. Doi dintre muncitori au ajuns la spitalul de urgențe Sfântul Ioan și au intrat direct în sala de operație. Cel mai grav este un pacient de 46 de ani, care are un traumatism complex de mână stângă. Din punct de vedere vital, pare stabil la momentul de față dacă nu survin complicații, iar chirurgii reconstructivi vor încerca să stabilească cât mai mult din funcționalitatea acestei mâini. Celălalt are un traumatism craniofacial și leziuni la ambele mâini. Pare prognosticul mai bun decât în cazul primului pacient. Muniția de proveniență românească este din perioada celui de-al doilea război mondial.